Saveta Bogdan, mărturisiri dureroase despre moartea Titei Bărbulescu, am cunoscut-o la vârsta de 14 ani. Întreaga lume a muzicii populare românești este în doliu, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. Celebra cântăreață de muzică populară Tita Bărbulescu este înmormântată în aceste momente la cimitirul Belu din capitală. Printre cei care o plâng și care au avut ocazia de a o cunoaște se numără și Saveta Bogdan. Saveta Bogdan este în șoc încă de când a aflat că Tita Bărbulescu și-a dat ultima suflare. Pe cele două interprete de muzică populară le-a legat o prietenie de lungă durată. Cele două s-au cunoscut când Saveta Bogdan avea doar 14 ani. Saveta Bogdan mărturisiri dureroase despre moartea Titei Bărbulescu. Tita Bărbulescu, cunoscuta solistă de muzică populară și de petrecere, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. A fost extrem de cunoscută la noi în țară și nu numai, fiind una dintre solistele preferate ale lui Nicolae Ceaușescu. Saveta Bogdan, prietena Titei Bărbulescu, este pur și simplu devastată în aceste momente. Regretata artistă este în capelă, în aceste momente îi se face slujba și urmează să fie înmormântată în scurt timp. Saveta Bogdan are numai cuvinte de laudă la adresa Titei Bărbulescu. O consideră o adevărată emblemă a argeșului și nu își poate găsi cuvintele după moartea ei de-a dreptul fulgerătoare. De asemenea, Saveta Bogdan a recunoscut că datorită Titei Bărbulescu a făcut primii trei ani de canto. Tita Bărbulescu, închisă în casă de fostul soț. De atunci, de când s-au cunoscut la vârsta de 14 ani, au rămas bune prietene. Ulterior, înainte ca Tita Bărbulescu să fie dusă la azil, a sunat-o de urgență pe Saveta Bogdan și a spus că dorește să iasă afară, la aer. Saveta Bogdan nu a mers, deoarece nu avea cheie, cheile fiind la Tita Bărbulescu, în casă, dar și de teama de a nu avea probleme cu soțul interpretei de muzică populară. Era închisă în casă, nu o lăsa să iasă și era pusă o masă la ușă, ca să nu iasă afară. Între timp am aflat că a dus-o la azil, unde a stat cei doi ani în azil. Nu am putut să luăm legătura cu ea pentru că nimeni nu ne-a mai lăsat să mergem la ea. Am vrut să mergem, am vrut să stăm, să vedem care este situația, să vedem cine se ocupă de ea, a povestit Saveta Bogdan. Cu toate acestea, Tita Bărbulescu a fost extrem de iubită în azil, potrivit spuselor Savetei Bogdan. Angajații obișnuiau să-i pună un scaun în centru camerei, pe care Tita Bărbulescu se urca și cânta, ca într-un concert în toată regula.